What? Yeah. Nano Leaf Germania. Hare unboxing. Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou unboxing. De această dată o să facem un unboxing la noile LED-uri de la Nano Leaf. Nu sunt tocmai noi, dar pentru mine sunt noi și sunt destul de șmechere. Nu știu câți dintre voi știți LED-urile de la Nano Leaf. Sunt niște LED-uri care sunt triunghiulare, acestea se pun pe perete, le controlezi de pe o aplicație. Eu am la varianta și Rhythm, care reacționează și la sunetele din încăpere. O să fie destul de mișto. Sper să arate bine, nu știu exact ce model o să fac din ele. Avem aici 9 cu pachetul Rhythm și am ajutat un expansion pack cu încă 3 ca să fie 12. Sper să arate bine, o să-l montăm pe peretele ăsta aici. Voi ați donat pentru astea și vă mulțumesc încă o dată. Cu toate acestea, să înceapă unboxing-ul. Hai să vedem. Deci avem aici Handle with Care. Vine tocmai din Germania, frate. Este primul pachet pe care l-am cumpărat și prima achiziție online pe care am făcut-o pentru LED-urile astea, așa că am avut destule emoții că am plătit înainte, știi, chestii. Eu de obicei plătesc la curier, nu prea plătesc așa cu cardul și de-aia sunt așa sceptic. Ok, deci avem aici două cutii. Ia să vedem ce avem aici. Nano Leaf Light Panels. Și avem aici Light Panel Smarter Kit. Deci avem kitul smart și ăsta e expansion pack-ul. Ok. Hai să vedem. Scoatem prima dată Smarter Kit-ul. Mamă, dar greu e, mă. E mică cutia, dar e grea rău. Deci avem aici Visual Your Music Full Spectrum Light Animated Light Voice Control. A, da, și noi o să-l conectăm și la Google Home, pentru că am mini Google Home-ul. Nano Leaf Light Panels, Apple HomeKit, 9 paneluri cu Rhythm, cum v-am zis, Rhythm Edition și cred că cam atât. Asta mai arată aici ce include, 9 paneluri, nu prea, o să vedem noi imediat ce conține. Să mă arăt ca City, nu prea. Bine, cine are nevoie de cutie, nu? Avem cutia asta de carton și va. Rame, n-avem nevoie de cutie, plus că asta nu e cutie, e mai mult ceva să-l conjoare. Așa, avem aici QR code-ul ăsta pe care o să-l scanăm noi în aplicație. Iar aici scrie Nano Leaf Smarter by Design. Așa că o să dăm asta momentan deoparte. Boom! Welcome to a smarter life. Ok, nu citim. Avem aici un panel. Mamă, cum sunt. Sunt destul de măricele. Uite cum o să vină. Da, cred că ne putem face peretul ăsta cu destul de multe chestii. Ok. Mamă, dar sunt o grămadă de chestii pe aici. Mamă. Bă, vine foarte ok ambalat. Chiar foarte ok. Uite, ăsta este cablul de alimentare. Aici o să intre într-unul din astea. Trebuie să vedem noi exact cum o să ascundem noi cablul ăsta. A, uite, avem și de ăsta extender. Extender sau habar n-am. A, uite, avem și pentru mai multe țări. Asta e pentru UK, cred. Noi folosim asta, deci Doamne ajută, mulțumim că s-au gândit și la noi. Aici ce avem? A, asta vine aici, ok. Da, avem un fir foarte lung, deci chiar e firul foarte lung, probabil o să ajungă până la seta, ca să-l bag acolo în spate. Aici ce mai avem? A, uite, asta este Rhythm. Chestia asta o să ne ajute, aici este microfonul, aici chestia asta o să ne asculte și o să reacționeze după noi, trebuța asta. Chestia asta mică. Avem aici lipiciul, mamă cât lipici, dublu adeziv, o grămadă. Asta, asta e un sticker, ok. Și astea sunt conectorii, ăștia de aici sunt conectorii. Sper că sunt destui, cel mai aproape sunt destui, dar sper să nu, dacă cumva se rupe vreunul, să nu avem vreo problemă. Dar mă rog, și aici o să le scoatem pe fiecare și acum o să trebuie să intrăm în aplicație să le configurăm. Am lăsat 12 Miruna aici să despachetezi și ia ceva. Yay. Și acum o să le punem pe jos cu un model anume, o să le băgăm în priză și o să vedem cum o să arate mai întâi pe jos. Iar după aceea o să le punem pe peretele ăsta. Și să înceapă timeless-ul. Aici le oprim. Ia uite cum s-a oprit, Doamne ajută. Hai una, deci dăm aici la devices, dăm plus, light panels,
Searching for Nanoleaf device, hai să vedem dacă ne găsește ceva. O, oh, ne-a găsit. Selectat modul Netflix and Chill, Nightclub. Ia, yeah, ca să reacționeze după ce zicem noi, Mirona, ia să vedem. Nanoleaf. Le-am descărcat. Ia să vedem. Alo, bă, ești nebun. Dar nu reacționează așa. Ce ai făcut? Macarena! Te-ați un copil care se distrează. Iar clasicul avem aici doar culoarea, gen forest. Avem aici romantic. Ia să fie niște romantici. Uite cum se schimb culorile așa, romantic. Ce mai avem pe aici? Snowfall, Netflix and Chill. Și putem să le mai descărcăm. Sunt o grămadă pe care le putem testa. Acum trebuie să punem panelurile astea acolo. Deci, guys, cam așa arată LED-urile. În momentul de față le-am pus pe o temă de purple, ca să se combine cu tema pe care o am și eu aici, pentru că totul este așa pe purple, numai astea sunt așa mai mult spre... Ok. Și astea sunt mai mult așa spre roșii. Dar în rest totul e așa frumos. Vreau să spuneți ce părere aveți despre LED-uri. Sunt extrem de luminoase. Deci, oricum le poți seta cum vreau eu și ce luminositate vreau eu, poți să faci o grămadă de chestii pe care le vrei în aplicația asta, este chiar o grămadă de chestii. Acum o să testăm și modul Rhythm, avem aici mai multe moduri care să reacționeze, avem Bass Beat Drop, oricum o să le testăm mai mult pe live-uri, când o să mai facem de aici, Energize Soda, avem o grămadă de chestii, așa că noi o să folosim Nightclub, de ce nu, pe care destul de multe domnuladuri. Și gata. Și acum vorbește după mine. Hare! Acum hai să ne ducem rapid aici să băgăm o muzică. Iar acum o să vă arăt cum reacționează o dată pe muzică cu chestia aia Rhythm. Stai bine acolo, mie. M-am închis aici! Hai că te-am închis, dacă... Deci da, fraților, cam am tăvăs cu acest video. Sper că v-a plăcut. Cam asta este nebunia asta cu LED-urile astea. Trebuie să stau neapărat așa ca să mă pot vedea, pentru că sunt extrem de luminoase și dacă te uiți prea mult la ele, chiar te dor ochii. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să dați pe acolo pe butonul de like și dacă sunteți noi, să apăsați pe butonul de subscribe. Eu am fost Andrei alături de Mirona. Cam asta sunt LED-urile astea. Eu zic că sunt șmechere, o să vedeți mai multe detalii pe live-uri, cum o să mai schimb modulele și ce trebuie, vedeți acum că se fac în toate culorile că vorbesc eu. Eu am fost Andrei și pe altă v-am salutat, bye bye!